Vedea promotorul și încasatorul. Am căzut de acord asupra unor puncte pe care PD-ul le-a respectat, integrarea NATO, europeană, reforme economice. Nu am căzut de acord asupra unor puncte, restituirea proprietăților, dar am făcut și un agrement. Nimeni nu poate să intervină în nominalizarea miniștrilor respectivi. Deci eu răspund pentru miniștrii CDR. Da, și vă pot răspunde. Nu aveți informații și despre ceilalți miniștri. Eu vreau să vă spun că niciunul dintre miniștrii CDR, pentru că așa am ales, să nu fi făcut afaceri înainte, să nu fi colaborat cu securitatea și am introdus în XAț controlul dosarelor numai pentru acest caz, numai pentru demnitari și l-am aplicat. Și în plus să nu fi participat la nimic. Niciunul dintre ei nu participase la Caritas, niciunul dintre ei n-avea datorii la Bancorex, niciunul dintre ei n-a fost implicat în femei în vreun fel. Deci, din acest punct de vedere, eu am avut o administrație curată, deci, și am lăsat una curat. Numai pentru ministrii dumneavoastră, înțeleg. Da, da, categoric da. Pentru că, sigur, au existat, au existat și miniștri ca domnul ministru Traian Băsescu, care în timpul mandatului meu a fost, în urma anchetei, a fost anchetat de procuratură, s-a făcut expertiză, a fost găsit de expertiză culpabil și sigur, dacă nu părăsea la timp terenul ca să candideze la primărie, că acesta a fost motivul, sigur că în mod normal putea să fie și arestat. Era în faza în care putea să fie arestat. Numai că vreau să vă spun că am spus și altă dată și repet, personal am fost foarte atent pentru că România avea nevoie în acele momente dramatice, care nu sunt astăzi, nu se mai întâlnesc sub nicio formă, de aceea e ciudat, de gringolada asta e ciudată, în acele momente dramatice, România nu își putea permite încă o criză guvernamentală. De aceea nu am fost de acord nici ca să se dea, puteam și eu să cer, nu, dacă eram, aveam aceeași mentalitate, să se facă publice stenogramele sau ascultările domnului Băsescu, care era sub anchetă, și sub ce anchetă? Sub ancheta unui prejudiciu uriaș în dosarul Flota. Care ulterior s-a dovedit pe vremea domnului Morar că a fost un câștig pentru statul român. Nu s-a dovedit. Asta o este nouă o altă expertiză. Acea expertiză nu l-a privit pe Traian Băsescu. S-a dijuns cazul, este o altă manipulare pentru opinia publică pe care presa o preia pe nemestecate, din păcate, scuzați-mă. Dosarul domnului Traian Băsescu a fost dijuns, se afla singur, pentru că fusese ministru, se afla pe rolul tribunalului, nu restul. Deci expertiza s-a făcut pentru rest. E adevărat că v-ați opus personal arestării lui Traian Băsescu la momentul da, respectiv? Adică în general nu m-am opus personal, nu, după cum știți, nu am fost nici partizanul arestărilor, deci am arestărilor preventive. Au fost câteva celebre în regimul pentru că trebuiau, era, într-adevăr, era pericolul să iasă din țară. A fost cea a directorului Bancorex, care chiar ar și fi plecat din țară dacă nu se lua această măsură. Vă amintesc cât de puternică, ca să vă mai amintesc o dată cât de puternic era sistemul cu care m-am luptat. Vă dau un exemplu. În vremea dumneavoastră, domnul George Constantin Păunescu, considerat devalizator al Bancorex, a plecat la odihnă și tratament în Statele Unite ale Americii. Acum cazul Bancorex s-a închis, a plătit o țară întreagă pentru 2 miliarde de dolari de la Bancorex, iar domnul George Constantin Păunescu e mogul de bine. Da, acest lucru nu se discută. Dar vreau să vă dau și cazul domnului general Stănculescu, care a fost condamnat definitiv, s-a dat mandat de executare a pedepsei și a fost scos din țară în mod fraudulos. De către cine? De către un grup de persoane care făceau parte din această grupă, care o vedem și astăzi, și care l-au transportat în Elveția. Revin la ce mi-ați promis că îmi răspundeți. Ați spus că peneliștii din aripa stoica, actuali pedeliști, au acționat la ordin împotriva proiectului dumneavoastră cu Mugur Isărescu președinte. Da, pentru că proiectul ale cărei urmări îl vedem astăzi... La ordin. Da. Este vorba de... O să ajungem dacă aprofundăm, dar ne-ar trebui mai mult timp de discuție. Este vorba de proiectul fundamental al nucleului din Serviciul de Informații Externe, care, în primul rând, dorea să pună mâna pe partidele de dreapta și să formeze o structură de dreapta. Și acest rol trebuia să fie îndeplinit de domnul Stolojan. Acesta era...
prețul care s-a plătit. A fost un acord, după cum se știe, dintre domnul Stoica și Adrian Năstase, de protejarea PNL-ului și garantarea unor posturi pentru PNL, dar garanția și chezășia era alegerea de candidat a PNL-ului, spargerea acestei idei a domnului Stolojan, care să garanteze transformarea PNL-ului. De aceea PNL-ul în vechea lui formulă și în special aripa care este astăzi în PDL a rezistat pentru că a cedat și a trecut sub controlul acestui grup. Cu excepțiile... La ordinul serviciilor secrete, domnule președinte, ați pronunțat în clar numele serviciului de informații externe. Era o filieră SIE în PNL? Da, vorbit de o filieră veche. Deci nu neapărat o filieră din acel moment a serviciului sau DIE și ulterior preluată despre asta SIE. Vorbim, da, despre asta vorbim. Și, sigur, ulterior reveniți o parte. Dar acesta a fost scopul care astăzi s-a atins și care este a fost țelul lor suprem de a controla partidele de dreapta. Cele de stânga nu interesau în mod deosebit. Nu partidele de dreapta controla și, în final, societatea civilă. Că momentan sunt două, mă rog, altă anomalie. Pe, sigur, au existat și persoane, ca să nu aruncăm asupra PNL-ului, și Crin Antonescu a făcut parte dintre cei care s-au opus în mod deschis la Congres venirii lui Teodor Stolojan în partid, candidaturii lui. Deci există o parte din PNL, astăzi s-au separat apele, care s-au opus acestui proiect și care reprezintă partea necontrolată de către aceste grupuri a Partidului Național Liberal. Luăm publicitate sau nu luăm publicitate? 12-11 numărul de SMS. Așteptăm întrebările dumneavoastră pentru domnul președinte Constantinescu, comentariile la adresa realizatorului emisiunii și a invitatului său. Publicitate, revenim în direct.